Organizarea zilelor municipiului Pașcani în centrul localității și închiderea traficului rutier pe străzile Ștefan cel Mare și Moldovei a stârnit numeroase reacții din partea pășcănenilor. Unii susțin că locația nu este potrivită între blocurile de locuit, iar cei care au magazine pe cele două străzi se plâng că au rămas fără clienți. De asemenea, fostul primar al municipiului a atras atenția că în acest an organizarea zilelor municipiului ar fi fost făcută cu încălcarea prevederilor legale. În mesajul postat pe Facebook, consilierul Dumitru Pantazi susține că ar fi fost necesară o hotărâre a Consiliului Local sau măcar o dispoziție a primarului, având în vedere că pe cele două străzi centrale este interzis comerțul stradal printr-un regulament aprobat în anul 2014. Organizarea zilelor municipiului Pașcani, făcută anul acesta cu încălcarea clară și flagrantă a legii. Pseudo-organizarea zilelor municipiului Pașcani a fost făcută anul acesta de administrația Pintilie Rățoi pe repede înainte, fără să se țină cont de regulamentul de organizare a comerțului stradal, cu numărul 452 din aprilie 2014. Se pare că actuala administrație locală a făcut o practică în a lua măsuri de organizare unilateral, fără să respecte legislația în vigoare, implicit hotărârile de Consiliul Local din trecut. Le reamintim aleșilor că, potrivit hotărârii de Consiliul Local mai sus menționată, conform articolului 4, zonele publice unde se pot desfășura activități comerciale se stabilesc și se delimitează de Consiliul Local prin hotărâre sau de primar prin dispoziție, după caz, conform prezentului regulament. În replică, primarul Marius Pintilie i-a solicitat fostului edil să facă o sesizare cu privire la problemele reclamate și că municipiul nu are o locație mai potrivită pentru organizarea acestui eveniment. Unii au fost deranjați și am închis strada principală de marți, un pic cam de vreme. Am făcut-o pentru că am vrut să facem lotizare. Concluzia mea este că alte locații pentru acest eveniment în oraș nu avem. Dat fiind faptul că acum nici la stadion nu era potrivit, vă dați seama, mi-aduc aminte din anii din urmă ce noroi era pe la stadion acolo și cum s-a pus și prundiș pe stadionul Siretu și este impropriu acolo. Acum nu mai putem face acolo pentru că avem bazinul de înot și vedeți dumneavoastră că se construiește. Deci alte locații în oraș nu cred că este potrivită pentru un eveniment de asemenea amploare. Eu zic că avem o hotărâre de Consiliul Local în momentul în care s-a aprobat această hotărâre la începutul anului cu activitățile culturale ale municipiului nostru. În acea hotărâre probabil sunt referiri la locație. Dacă nu sunt referiri la locație, nu știu, nu se facă domnul o sesizare, domnul consilier, să propună în altă variantă, dacă poate. Dacă nu, o să facem toate actele în așa fel încât să fim perfecți. Vă spun sincer, mă bucur că zilele se fac. Eu cred că pășcănenii merită să aibă 3 zile de sărbătoare la Pașcani, în felul nostru, așa cum suntem noi românii, dar dacă de la anul putem să îmbunătățim ceva, dacă domnul consilier are o propunere de îmbunătățire pe partea de documentație, eu apreciez gestul și stau la dispoziție să conlucrăm. În aceeași postare, fostul primar a atras atenția privind blocajele din traficul rutier după închiderea străzilor Moldovei și Ștefan cel Mare și a cerut părerea cetățenilor. Problemele au fost confirmate cu 10 de comentarii la această postare. Unii susțin că centrul orașului ar fi trebuit închis mai târziu, de joi, nu de marți. Alții au spus că primăria Pașcani ar fi trebuit să aibă alte priorități în loc de zilele municipiului.